Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ne trimite, ca de obicei, un documentar extrem de interesant. Blestemul femeii reîncarnate, blestemul preotului Dac. Reîncarnarea este conceptul filozofic sau religios prin care un aspect al unei ființe vii începe o nouă viață într-un alt corp fizic sau o formă diferită după fiecare moarte biologică. Aceasta mai este numită și renaștere sau transmigrație și face parte din doctrina samsara a existenței ciclice. E o temă centrală în toate marile religii. De asemenea, ideea de reîncarnare se găsește în numeroase culturi antice și o credință în renaștere. Metempsihoza a fost menținută de figuri istorice grecești precum Pitagora, Socrate și Platon. E de asemenea o credință comună a diverselor religii străvechi și moderne, precum spiritismul, teosofia și Ekankar, și poate fi regăsită și în multe societăți tribale din jurul lumii, în locuri din Australia, Asia de Est, Siberia și America de Sud. Blestemul preotului Dac. O veche legendă din zona Transilvaniei centrale povestește de o iubire interzisă și de un blestem ce de atunci străbate veacurile. Se pare că pe malul Târnavei trăia o familie de Tarabostes, ce aveau doi copii, Pemira și Decius, frate și soră gemeni. Cei doi își pierduseră părinții în urma unei invazii celtice. Fuseseră crescuți de unchiul lor, sacerdotul Tabros, unul dintre epigonii marelui Zamolxe. Din păcate, între cei doi frați fusese aprinsă o atracție interzisă de zei și de morală. Într-o bună zi, preotul Tabros veni pe neașteptate și îi surprinse pe cei doi frați înlănțuiți în supremul păcat. Cuprins de furie, preotul scoase sabia încovoiată și lucise pe loc pe nepotul său Decius. Apoi o legă pe fată și o duse în codru, unde o înlănțui de un stejar bătrân. După care, spune legenda, o blestemă să moară în chinuri, apoi să învie și iar să moară și iar, astfel să plătească păcatul înfăptuit o veșnicie. Legenda spune că Mira murise în chinuri fiind sfârtecată de lupi. Din ea nu mai rămăseseră decât niște oase și cămașa albastră plină de sânge și sfâșiată de colții fiarelor pădurii. Legenda nu ne spune dacă s-a împlinit și blestemul sacerdotului Dac, dar anumite evenimente petrecute în cele două milenii și ceva care au urmat au dat naștere la anumite interpretări. Pot fi doar coincidențe, dar să vedem întâmplările incriminate. Femeia în albastru și crimele din Sighișoara. Potrivit unor documente de arhivă, existau prin secolul al XIII-lea în orașul medieval Sighișoara mai multe ateliere meșteșugărești. Erau croitori, fierari, brutari, cojocari, aurari, cismari, etc., dar și câteva lupanare clandestine care își potoleau poftele încinse, negustorii veniți din toate colțurile țării, dar și oștenii angajați în trupele cetății de pe deal. Într-una dintre aceste case, bordel, demolată de mult în anii comuniști, s-a desfășurat următoarea poveste reală. Atracția principală a casei, doamna Hilde, era o frumoasă roșcovană care avea o poveste destul de ciudată. Matroana o găsise rătăcită în pădurea dealu, îmbrăcată într-o cămașă albastră și care vorbea un dialect de neînțeles. În principal, femeia era căutată de soldați, fiindcă se spunea femeia făcea un fel de sex sălbatic. Cu toate că era o prostituată, un lăncier Roland se îndrăgostise bolnăvicios de ea și devenise extrem de posesiv. De câte ori femeia se retrăgea în camera ei cu vreun client, lăncierul turba de furie și se îmbătea până ajungea să fie cărat de camarazii săi în garnizoana cetății. La un moment dat, lăncierul fusese trimis într-o misiune dincolo de munți. S-a reîntors după 5 luni și primul drum l-a făcut la lupanarul doamnei Hilde. Exact în acel moment, o parte din camarazii săi se distrau cu fetele bordelului, iar iubita lăncierului se afla deja în cameră unde satisfăcea un capitan de gardă. Roland a avut brusc un acces de furie, ochii se împăienjeniră și pe neașteptate a scos sabia și i-a ucis pe cei 11 soldați aflați în încăpere. Apoi a urcat în camera fetei și l-a ucis și pe capitan, după care a sfârtecat-o în mai multe bucăți pe femeie. Apoi s-a urcat în turnul clopotniței și preț de ore întregi a tras clopotele, după care s-a sinucis aruncându-se în gol. Locuitorii au îngropat într-un loc secret, se pare că în beciul casei bordel. La ordinul comandantului cetății Sighișoara, sătul de povestea crimelor, poveste care strica bunul renume al cetății, a dat ordin să fie demolată, iar madame Hilda arestată. Nu se știe nimic de aceea ce s-a întâmplat cu ea. În schimb de atunci, mulți vecini sau trecători s-au jurat că uneori noaptea auzeau dintre ruinele fostului lupanar scrâșnete și gemete sinistre și că vedeau o făptură eterică
îmbrăcat în albastru și vorbind într-o limbă necunoscută. Ispitirea călugărilor și pedeapsa. Există mai multe variante ale legendei mănăstirii care a fost înghițită de pământ într-o clipă. Arheologii n-au mai găsit nicio urmă, dar povestea a continuat a fi spusă. Astfel se spune că mănăstirea Arhanghelul a fost înghițită de pământ acum 3 secole într-o noapte furtunoasă, după ce a fost lovită de mai multe trăsnete. Culmea este că există dovezi istorice care atestă că respectiva așezare monahală chiar a existat, fiind fondată în urmă cu 4-5 secole de călugări greci. Se afla pe un deal din apropierea satului Transilvan Zănoaga, undeva în apropiere de Făgărașul de azi. Se crede că totul nu a fost decât o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru a pedepsi necuviințele călugărilor. Dar ce spune legenda? În mănăstire se rășluiau 12 monahi care duceau o viață extrem de austeră. Rugăciuni și post, muncă și umilință, cam asta era viața celor 12 frați într-o credință. Totul a luat o întorsătură bruscă odată cu apariția unei femei roșcovane, doar cu o cămașă albastră pe ea și care nu-și pot explica ce căuta și nici cum ajunsese acolo. Călugării au adăpostit-o în graș și au dat să mănânce, după care au lăsat-o noaptea să doarmă acolo, numai că 2 dintre călugări care urmau la miezul nopții să facă rugăciunile de taină au văzut, spre surprinderea lor, afară în iarbă, că se afla complet goală femeia străină. Dorința și ispita a fost atât de mare încât cei doi și-au uitat menirea și s-au împreunat cu femeia acolo pe iarbă, povestea a continuat și în curând seară de seară, toți cei 12 frați monahi întrețineau relații sexuale cu femeia care, între timp, devenise un fel de stăpân al lăcașului, nesfânt acum. Legenda spune că într-o noapte Dumnezeu i-a pedepsit pe călugării ce-și încălcaseră jurământul ascet. Într-o noapte s-a pornit din senin o furtună de trăsnete și fulgere, iar mănăstirea s-a scufundat brusc în adânc, iar pământul s-a închis la loc, astupând mănăstirea călugării și femeia străină. De la femeia zidită la Hadmanul Mazepa, de mare interes sunt și poveștile stranii ale fecioarelor zidite de vin, construcții în diguri sau chiar celebra Ana, soția meșterului Manole. Cea mai crudă poveste legendă vine de pe malurile Dunării. În folclorul pescăresc, povestea e prezentată ca un adevăr transmis din tată în fiu de-a lungul mai multor generații, ceea ce asigură veridicitatea. E vorba de cheiurile istorice ale Galațiului, unde se pare că s-au făcut unele sacrificii umane. Dar zona e cunoscută mai ales prin legendele legate de Hadmanul Mazepa, dușmanul declarat al rușilor. Acest Hadman răsculat a fost afurisit de Biserica Ortodoxă pentru samavolniciile lui. A murit la Varnița, în Basarabia, și a fost înmormântat de 6 ori pentru că de fiecare dată se găsea cineva să-l dezgroape. Ultimul mormânt cunoscut a fost într-o biserică din Galați pe care comuniștii au demolat-o spectaculos, cu parâmele trase de niște nave. Dar să vedem ce legătură a avut Mazepa cu personajul nostru. Reîncarnata femeie dacă. Se spune că în timp ce era la vânătoare pe un grind, Hadmanul a observat cum din apă iese o femeie îmbrăcată simplu, într-o cămașă lungă și largă de culoare albastră. Cum Hadmanul era mare iubăreț și nu ierta nicio ocazie, fără să stea prea mult pe gânduri, a apucat-o căzăcește de umăr, a trântit-o pe grind și a posedat-o tătărește. Povestea mai spune că Hadmanul a luat-o pe femeie cu el acasă, dar femeia a dispărut brusc, la fel cum a apărut și ca o coincidență, la una din deshumările Hadmanului, o operație îndeplinită de comuniști. Tovarășa care coordona acțiunea era o femeie roșcovană, îmbrăcată într-o salopetă și o cămașă cu copci de culoare albastră. Răzvunarea femeii zidite. În continuare vă prezentăm balada meșterului Manole în varianta ardeleană. Prin anul 1900, în Cătunul Tălmăcel, în apropiere de Sibiu, exista o cârciumă, la drumul mare, care aparținea unui birtaș evreu. Povestea spune că proprietarul evreu se căsătoriste cu o femeie care nu era evreică, de unde au apărut multe disensiuni între ovrei și comunitatea sa, dar și cu românii din zonă. Evreul se afla la Jidvei pentru a cumpăra vin necesar cârciumii sale. Acolo o cunoscuse pe Maria, o fată crescută de Manole, arendașul viilor din Valea Lungă. Nu era fata lui Manole, acesta o găsise rătăcită printre vii de busolat. Nu și-aducea aminte cine e și ce căuta pe acolo. Vorbea o limbă românească stricată. I se făcuse milă de ea și cum nu avea copii, o luase de suflet la el. La rândul său, evreul nostru Șmil Aronevici
I se pusese pata pe frumoasa fată Maria. Drumurile lui Schmil la Jidvei deveniseră foarte dese, pretextul fiind achiziționarea de vin. Până la urmă o ceru de nevastă și o locu el la tălmăcel. Dar mierea se termină repede, necazurile veniră pe Schmil, iar Maria se cam uita după junii din sat. Se spune că Schmil și-ar fi împușcat din gelozie frumoasa nevastă, după care a zidit-o într-unul dintre pereții cârcium, iar sătenilor le-a spus că femeia a fugit în lume cu un amant. Lucru credibil, fiindcă tot satul știa că Maria era cam rea de muscă. Legenda ne mai spune că ulterior spiritul moartei l-ar fi bântuit atât de abitir pe cârciumarul ucigaș, încât acesta, la vreo 40 de zile distanță, și-a tras un glonț în cap. Toată lumea a pus gestul sinucigaș pe seama depresiei cauzată de fuga nevestei, iar decenii la rând cârciuma a căpătat faima că ar fi bântuită de strigoiul cârciumarului. Adevărul despre fantoma de la cârciuma avea să fie aflat însă de-abia după vreo 80 de ani, când cu ocazia refacerii unei părți a clădirii, într-un perete a fost găsit scheletul unei femei. Că o fi fost nevasta omorâtă, ori un alt schelet n-am aflat. Însă este cert că legenda a rămas în picioare, dar cert care a adunat mai multe legende despre femeia dacă a considerat și această istorisire demnă de a fi pusă în context. Ultima apariție a femeii în albastru. Din acest colaj de legende și povestiri nu putea lipsi unul dintre cele mai cunoscute și senzaționale locuri din România, și anume vestita pădure bântuită nu de fantome, ci de OZN-uri. Pădurea Hoia Baciu, de lângă orașul Cluj. Una din legendele locale îl are în centrul atenției pe un cioban care se spune că ar fi dispărut aici împreună cu sute de oi și că nu a mai fost văzut niciodată. Dar istoria nu începe aici, și la vestitul castel Banfi din Bonțida, cel care este considerat cel mai bântuit castel din România. Se spune că o domniță care locuia la castel și-ar fi înșelat soțul, iar acesta ar fi omorât-o. Se spune că unul din grăjdarii castelului ar fi văzut întreaga poveste și înfricoșat baronul ca să nu fie dat de gol, l-a ucis pe acesta și l-a îngropat în curtea castelului. Fix la un an, noaptea a început să apară pe acoperiș fantoma baroanei ucise, străvezie și îmbrăcată într-o voluptoasă rochie albastră. Vestea fantomei s-a răspândit și autoritățile au aflat de dispariția baroanei. Până atunci, baronul justificase lipsa soției prin faptul că aceasta ar fi plecat la rudele ei din Ucraina. Într-o noapte, baronul a dezgropat cadavrul femeii și l-a învelit în pături sub formă de balot și în noaptea aceea l-a dus în pădurea Baciul și l-a aruncat într-o râpă. Spera ca animalele sălbatice să distrugă orice urma omorului. Numai că, în câteva zile s-a răspândit vestea că în pădurea respectivă, în fiecare noapte, se ivea o femeie palidă îmbrăcată în albastru. Conform unui ziarist local, într-o bună zi, un nobil din Cluj venit să vadă și el fantoma, ar fi recunoscut-o pe baroneasa Banfi. S-ar fi dus la autoritățile clujene și le-a spus ce a văzut, iar a doua zi, 20 de jandarmi și 5 husari crești se prezentau la castelul Banfi. După 3 zile au găsit locul unde fusese îngropată baroneasa. Spre groaza baronului, în improvizatul mormânt se afla trupul neputrezit al fostei soții, cea pe care el însuși o dezgropase și o lepădase în pădurea clujană Baciu. Conform martorilor, baronul a înnebunit pe loc, boală care măcar l-a scutit de arestare și închisoare. După vreo lună, baronul s-a sinucis cu ajutorul unui revolver. O legendă spune că în ziua aceea, femeia în albastru, fantoma baronesei, a apărut ultima dată la castel. Concluzie. Autorul acestui material a grupat mai multe legende, dar și fapte reale verificabile, într-un colaj având ca legătură centrală o femeie roșcovană în albastru, care pare că plutește între secole de la daci până în zilele noastre. Dacă e vorba de reîncarnare sau o ciudată coincidență, doar timpul și dumneavoastră puteți stabili. George, ca de obicei, îți mulțumim pentru, așa cum spuneam, extrem de interesantul material, prieten, și dumneavoastră pentru atenția cu care sper că ne urmăriți. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!